Gloria Domnului. Ce probleme mari se pun astăzi în viață? Azi când lumea parcă nu te mai cunoaște, omul nu-ți mai cere alt nicio povață. Ți-a întors de mult, de mult și spatele. Azi când necredința este așa de mare și îndoiele așa desea ne cuprind, parcă-am vrea să ne răspund la o întrebare. Mai e mult pe nori să te vedem venind. Doamna vieții așa desea ne cuprinde și uităm mereu, mereu de cele scrise. Îndoieli ne dau atacuri furibunde, iar în suflet zbuciume adesea avem. Ne-ndoim de cele scrise în care te-a sfântă, după mintea noastră am vrea să interpretăm. Șoapta celui rău adesea ne-ncântă și de calea ta noi ne îndepărtăm. Foarte mulți creștini ne spun gata venire, iva acolo poate peste viacuri multe. Se avântă spre păcate în neștire. Trist exemplu dau adesea pentru mulți. Vreau în mine să nu mai am nicio îndoială, iar când vei veni de grabă să ne iei, să nu fie a mea credință doar spuială, ci să cred că ce-și cer nu poți să-mi dai. Dintre multele dorințe ce-am în suflet, printre doruri multe care mă frământă, e dorința peste toate se ridică, e dorința de a ști că-s mântuit, chiar de a ști că nu mi-ascult nicio dorință. Dintre toate câte ajung la tronul tău, eu te rog, o Doamne Sfânt, ia cunoștință. Vreau să știu că în cer va fi sufletul meu. Mărire ție, Doamne!